Salutare, Chad, bine am reacționat la nou episod. Dubios, puțin, nu știu ce să zic. Jucăm un joc. Nou, cred, nu e chiar nou, dar hey. Îl jucăm, ok? Îl jucăm, da? Aventura pisicului pierdut, aparent, se numește și da. Mhm. Drăguț, nu? Bun. Hai să începem. Mi-am pierdut pisicul. Mamă, cum se aude? Nu mai pot continua. Stați să dau mai încet. Nu mai pot trăi. Nașpa, frate. Mi-e tare dor de el. Opa. Vedeți la ce mă uitam înainte. Da, melancolia m-a apucat cu nimic nou. Nu întrebați. Doar de pisicul lui, n-aș băga pe. Nu mă uitam, chiar nu mă uitam. Dar, par ferme, zice? Nu, frate. N-aș pe frate. Dacă o să născu cu malformații. Da, frate. Are prâtul ăla de porc. Nu contează. Bă. Cum s-a întâmplat? Ia să vedem cum și-a pierdut pisicul. Ei bine... Minecraft. Ești nebun că aproape am la fel de mult cât el. Și filmez și eu Minecraft câteodată. Momentul în care a constatat că e foame. N-aș pe frate. Asta e Zapi de zice de pită cu pateu, bă. Dar ceva nu era în regulă. Dragului pisic nu a mai mirlit pentru că i cerșie bucat din hrana care se înfrupta. Ce? Știu că ce ori avea să se fi întâmplat. Ce? Da, dragule jucător. Of, frate. Trebuie să-l ajut să-și recupereze. Iau decizii. Trebuie să iau decizii. În cușcă. Stalactite.
bă, stalactită e aia de sus în jos, stalagmită e de jos în sus, nu? Nu vine doar să încerc să-l salvez, am să trag de ultima stalactită din fundul peșterii. Mă, așa coboară cușca, easter egg. Din nou îți spun, dacă cumva mai fuge, să nu încerci să o găsești. Cum nu, frate? Da, de ce ăsta era easter egg-ul de aici? Ah, și eu care credeam că e protestantă. Protestantă? Da. Da, frate. Bă, dar voiam să mai stau în casă. De asta trebuie să încerc să fac ceva în privința asta, dar mai e o întrebare. Pe unde o iau? Înapoi în casă. Bă, dar voiam înapoi în casă. Voiam înapoi în casă. Că aveam ceva de ales. Voiam înapoi în casă. Sus. Să mă duc sus, sus mă stângă. Hai stângă. Salutare, grasule. Ce prost eu. Bine. Sunt... Da. Șmecher. Șmecher. Persoane cu handicap. Ce dacă sunt gras? De parcă tu ești mai breaz. Hai de părinții că nu te vei duca cum trebuie. Tatăl meu nu a fost atât de mine foarte mult timp. Ea mai nu mai vine dacă ați destiat. Trebuie să mă pomenești de ei, vina lor. Și vei nevoie de ajutor, eu zic cumva un pisic gări. Dungi... Da, fac pisic cu dungi rozi pe coadă. Nu, nu, nu știam, iartă-mă, nu cred că am văzut niciun pisic. Se văd doar de scrie, însă dacă vrei poți să intri în restaurantul meu, îți voi da un hamburger gratis, un semn de părere de rău. Bă, ăsta ne băituiește. Ăsta ne băituiește, clar, da? Hai să vedem. Ah, chiar dacă îți dau un hamburger gratis, obez, mic și naiv ce ești. Fă cunoștință cu fratele meu, Puliput. Puliput pe el, Puliput pe el, Pulipute, put pe el. Pariez care e fundul foarte exploatabil, ce? Ce se întâmplă? E de... da. Te mă unde ai... chiar frate, că sunteți pe invers, ce să zic? Nu ai văzut? Ba da, am văzut. Păi, hamburgerul n-are sex. Gen, feminin masculin. Pregătește funduleță. Lovim. Clar, îl lovim. Păi, ce mi-a dat? A scăpat. Da. Azi mai facem burger, the fuck. Karate Kido. Gabi, oh, uite. Nimic sua, sub. Uite. Un afiș cu pisicul meu. Oare m-a pus... Mama a pus acest... Ia să văd. Chat? Câte chestii pe care putem da click? Nimic sub și cioara. Hai pe cioara. Bă, ce urât face așa cu cioara. Oare e ceva cu cioara aia? Ia nimic aici. Nimic sub. Cum nu e nimic sub, bă? Cei chips? Lay chips? Ce? În fine, nu mă întreba. Ha, bă, nu mai mere. Ok, nu arată poți să interacționezi cu ele, dar nu se întâmplă nimic. Dubios, uite pe fiș. Nu cred că este pisicul meu. Se pare că nu sunt singurul care și-a pierdut pisicul, dar totuși pisicul meu și-a pierdut pisicul. Nu sunt roz. Normal că e desenat monocrom. Da, băiatul. 7 din 1, băiatul. Ce? Ce m-a strigat? Cum adică cine? Eu. Cine eu? Eu mă fiind lângă coșul de gunoi. Sigur tu nu faci nimic. Nu. Că mama i-a abordat unii înainte și bi-am scăpat. Da, mă promit că nu-ți fac nimic. Hai că da, nu vreau să aud. Ce? Ia zi-mă, ce vrei? Mamă, ce boschetar cu metre. Girafă. Boschetar, plecat bine.
Deci uite. Băiatul vrei pe ta... Bine. Da, răspund că de asta te-a chemat aici. Normal că vreau, fratelo. Cât dai cutia? Ce? 2 lei, 3 lei. Ia zi, ia zi. Dacă vrei să vezi ce marfă am, poți să vii cu mine până acasă. Am de toate, cu un foc, 3 artificii, ce trebuie. Hai, ce mișto. Dar zi ce fac ale. A, nu mai pot să pot. Merg cu el după petarde? Ha, bă, cu el după petarde. Șanț. Hofă. Mamă, ce case. Că ești tu mai înstărit. Trăiești în șanț? Care din casele astea ta? La ce te așteaptă ai? M-ai găsit căutând corținele până la urmă. Corect. Niciuna din case. Mă vezi cu blana asta la palpă care am rămutată pe sârmă casă din dreapta și doarm de obicei pe unde apuc. Apăsa bani pe perioada de gunoi din spate caselor. Bine, ok. Să ne focusăm. Petarde, boss. Boss, ce oferi dai pentru petardele alea? Stai. Mai întâi de toate trebuie să-mi demonstrez că ești capabil de ruptă crâncenă. Ce? Mă înfrângi la un roast. Ha, bă, rap battle, șeful. Mică-mi demoda, toată lumea face asta. Ca măi. Hai că se pricepe asta cel mai bine. Bă, avea tu bani, de rea în bogăție interioară. Ce dracu, în bogăție interioară. I-am înghițit aseară măsioa din aur. Ce? Da. Normal, Q, U, A, I, E. Ce pe tu, hai să te aud, apropo, dacă nu vei putea urmă nimic. Zidea istorie, te spăsim butonul, mă uve la... Ok, românește, dai de rătiță în sus odată. Eu dau, dar nu-mi apare. Ia, rap battle. Merg la risc și îmi place să mă îmbrac la 4-a ce am 3. Ho de la Versace, știu că lui mătă îi place, tu ești doar un copil gras, îi dau una caz în nas. Dacă mă pun eu cu tine, îți fac sfinții părăstas. Îți dau una, scuze. La valoare, fraiere, îmi bat de el. Valoare să ne-o batem, hai la valoare. Iubitor, youtuber, fotomodel, sunt băiat de cartier, gagicile, să tot pasul spate său de basul. Hai bă, pleacă că te strici, fraierule, beși de aici, cam și treaba acasă și aștept niște gagici. Fai de mine, ești praf, băi copile. Ascultă la mine. Eu îți dau la, tu îmi dai la. Ia, n-am zis că poți și tu ceva, mă, de mai mulți abonați are... Torul tău cu microunde. Frama Mirica, până acum burta nu ți-a crăpat, acum arăsta de găcile, tu le-ai mâncat, eu aveau 7 clase, dar măcar am școala vieții. Pe când tu la școală te-a pus în fuleș bureții, când te-ai ridicat din loc, au zis toți că e avion, le-ai dat chilele și au zis că e numărul de telefon. Ce? M-a bătut? Narator, ai murit, ai rămas fără cuvinte, în fața boschetarului. Ce rușine, te-ai făcut un cael de râs. Fericire ce-a câștigat boschetarul, a aruncat cu petarele și artificii pe tine până ai murit. Și-mi dai din ăla că... Mă, ce mânc, am murit? Ah. Auzi, nenea, mai întâi de toate, am o întrebare. Aici cumva ai cumva idee dacă ești un pisic? Stai, mai întâi de toate... Da, am înțeles, trebuie să ne batem cu el. Hai. Hai cu battle-ul. Nu mai citesc. Dau skip. Hai, lasă mai frate bulanul și mai ia abecedarul, nu mai da lumea dinți când tu în gură nu ai dinți. Se zice ceva, dar sunt un copil timid, inteligența te urmărește, dar tu ești mai rapid. Uite-o pe asta. Băi, avea o 7 clase, dar măcar am școala vieții, pe când tu la școală te-a pus... A, dar o mai dat-o pe asta.
Mă, tu n-ai astâmpări, poți să taci că nu mai pot, dar stai așa că ți-am adus coliva în loc de tort, de crezi mare fiță cu figuri de mare cămătar, sigur ai uitat când mai cereai un leu la colț de bar. Uite cât e ce, e timpul să-ți bați pasul, oricum știu că mor de mine, ce ai mă, nu ți-e rușine? Ai gata că m-am retras ca cu arfele de ars, mai ceva decât jantele tactul ăla gras, ce? Ce-i cu tatăl meu? E surd, săracu. Ai idee cum se simte dacă auzi asta? Nu mai pot continua. Ai câștigat. Mai. Am mai înfrânt cu milință. Get right. Deci un get right. Ce mai nu trebuie să-ți oferi ce? Petarde, man. Până la urmă, cum facem petardele? Ce m-am vins, deci ar trebui să mi le dai mai ieftin. Bine, bine, o să-ți dau o cutie de petarde cu 3 focuri gratis. Mamă, avem cutie de petarde. Oricum mi le cumpără nici dracu, cred că ar fi expirat. Nașpa, frate. Mulți ani cu metri, văd că sunt din alea vechi. Să vezi ce dau cu ele pe drum. Mamă. Șmecher, frate. Petarde. A, bă, speriem cioara parfumată. No, unde am ajuns? Parc. Uite o mâță neagră. Miau, de ce n-ai picioare? Grasule, miau, miau, cum poți să vorbești? Miau, o mutație genetică, la fel ca și sfârcurile tale care au fost interior. Se pare că amândoi avem ceva ce ne face speciale. Poate soarta ne-a zis această conversație. Mai știi ceva ce că poți vorbi? M-au zis. M-am mai auzit niște oameni de radio de fumață încă probabil că au crezut că sunt doar în mintea lor. A fost o ocazie pe cinste. Ba, joc de sincer. Într-adevăr, auzi, dar pare foarte îngândurat, miau. Să te place ceva, miau, miau. Nu că mi-ar păsa, miau, dar vreau să par de treabă, miau. Da, chiar acum căutam pisicul. Bă, e foarte mult text. Spur de casă și nu-mi dau de el nicăieri. Haide, dacă cunoști un pisic care are dungi roz pe coadă, de văzut, sigur că am văzut. Dar suntem pisici amândoi. Cred că poți să te ajut, dar nu îți garantez nimic. Serios? Unde ar putea fi? În loc unde toți pisicii care au puteri supranaturale ca mine ne întâlnim? Îl numim caverna pisoiului. Trebuie să fie acolo. Pisicul meu nu avea nici puetere supranaturală, sigur, sigur. Poate nu ți-a arătat el niciodată acest lucru. Am sărit peste una așa. Deci zice pisicul meu ar putea avea și el puteri supranaturale. Hai să vedem. Vină cu mine, caverna pisoiului. Se află la 5 km în dreapta, drept în fața. Sigur. Sigur. În sfârșit, cineva care mă poate ajuta. Dar nu te dai și tu jos din pom? Ah, ba da, mă mai apucă uneori Alzheimer-ul. Poți da click peste pe oriunde altundeva în afară de mâță? Hai, pe mâță. Călătorim, deci chiar îți iubești pisicul, nu-i așa? Pe altfel ce mai chinuie mă trebuie să-l găsesc. Indeed. Nici nu vrei să știi prin ce a trebuit să trec ca să ajung aici la tine. Asta că ești băiat mare. Nu am mai mers atât pe jos de când eram mai mic și mai slab. Băi, acum o să fie iară slab. Să-mi bag. Cred că o să lăvesc două chile până ajungem. A, frate. Caverna prenului pisoi.
Intrăm. Bă, nu știu ce să zic, e dubios, rău. Bine, îți mulțumesc enorm. Bun. Vă aștept să întoarcă. Sper să bevești bune și sper că l-a găsit pe scumpul meu pisic. Mamă, bă, ce-i asta? Anime? Cine ești și ce cauți aici? Eu sunt Madalina, bă, nu știu, arată foarte dubios, dar parcă, nu știu, seamănă ceva, caracter, mai mult că sigur. După aceea ce cauți tu aici, cum ai aflat de locul ăsta? Știi măcar că de primejdios e locul ăsta, m-a îndrumat un pisic ce putea vorbi în locul ăsta. Am întâlnit cu el într-un parc și s-a oferit să mă ajute. A zis că îmi poate găsi pisicul care a fugit de acasă. Pisicul ăla vorbitor de care zicea era cumva negru. Da, de ce? Este pisicul meu. Și eu eram în căutarea lui. Nice, tanti, cu noi. Nu mi se cred că ce mi-a zis vrăjitoarea chiar e real. Bă, apare mai un pet. Evident că mai e un pet. Putem să ducem în dreapta, nu să ducem în stânga. La început, la start, parcă. Mă, ce vrăjitoare. Mă rog, nu contează asta. Bun, trebuie să avem foarte mare grijă. Această vrăjitoare mi-a zis că s-ar putea ca acest peșter să aparțină unui cult diabolic de pisici. Ai văzut și gravura aia de afară? Da, am văzut. Nu vin să cred. Păi și noi ce ar trebui să facem? Muriți. Ne puteam lăsa pisici în acest loc. Bine, am putea scăpăm de aici în viață cu tot pisici. Vrăjitoarea mi-a înmânat o poțiune. Această poțiune ar trebui să te tragi din ființele blestemate. Acum, nu știu care trag pisicii noastre. Va avea de văzut. Poțiune care... Ce face? Fetița? Tu te auzi ce spui? Pisica mea nu este blestemată. Nu, bă, naiba. Uite-le, bă. Vai de... Vai de... Da, tanti. Pisicul Madalina, ăla negru. Ai belit-o. Chiar credeai că te ajut, grasule? Da. Stai puțin, ce caut ai aici? Cum adică ce să caut? Am venit după tine, Madalina nu e sănătoasă la cap. Acum trebuie să te închizi și pe tine și pe grasan. Cum de asemenea i-am închis pe cei oameni ce au îndrăzit nici să calce pe aici? Pisicule, tu ești... Mi-a fost atât de dor de tine. Ce se întâmplă cu tine? De când poți vorbi? Și de ce arăți așa? Da, eu sunt. Toți pisicii au fost blestemați și fiecare a avut puterea de a vorbi. Despre fizicul nostru aici, în caverna episodului, putem să ne desfăm în oameni. Na, și pe frate. Hai cu mine înapoi acasă. Ce să fac? Gras. Primul rând, dacă ai venit cu tine, să m-aș bate cu tine pe pita cu pateo. Da. Dar nu pot să fac asta, sunt blestemat. Acum apasim cu din această peștere, iar cine de să trezeze cultul moare. Grasule. Pisicul. Miau, 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 miau. Am reușit. Pisicii noștri sunt normali. Ai grijă de ei până mă duc să îi vindec și pe ceilalți pisici.
Pis, 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 duceți-vă la Madalina, pis, 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 miau, miau. Meche, frate, bravo. Miau. Gata, s-a zis cu acest cult de pisici blestemate, mi se cred că am reușit totul datorită ție și poțiunii de la vrăjitoare. Ura! Hai să celebrăm, pis, pis, pis. Bravo, frate. Bă, pisicul. Bravo, frate, ați reușit să găsești pisicul și să readuci totul la normal. Trebuie a fost cum adea să ceva în momentul. Ați rămas prieteni de aia și vă nu am mai fășit niciodată acasă. Nu uitați, este doar un trei ending-uri. Good ending 1. Cum îți recomand să rejocul să iei pe alte căi? Nu, frate. Mi-am pierdut pisicul. Mi-am pierdut pisicul. Abă, Gabi. Spam, spam de entere. Nu merg cu space, merg mă cu enter. Vreau înapoi în casă și nu vreau la tablou, vreau la PC. A, ups, am uitat să închei fiul la incognito. Aolea. Și înapoi în casă. Cotton badge. Hai înapoi la calculator. Trebuie să închei fiul la incognito. Ok. Cotton badge. Nu cred că are niciun sens cotă aici, deci o să mai văzut că aproape 3 ani. Totuși se poate întâmpla rău, a? Hai să... Să mă duc să aprind lumina, să pur și simplu să ies. Prinde lumina. Ai murit. Te-am înfulecat niște fiare furioase cu spume la gură, care nu știu cum dracu a ajutat tine în badge. Vreau să te gândești. Nu e idee bună să aprinzi lumina într-un badge în care te-am uitat din dracu. Cum nu? Trebuie să vezi ce-i în beci. Și dacă intru în beci. Și pe aia da, o să ies din beci. Ce se întâmplă? Da, bine. Și nu se întâmplă nimic? Sau dacă intru în beci. Dau să apăs pe ceva pe aici, mă las? Hai, nu mă las pe pereche de ochi din ăștia de pe aici. N-aș pe frate. Este aici. Șobolan de pădure. Șobolan de pădure. Șobolan de pădure. Șobolan de pădure. Iar vorbim cu ăsta grasul. Prefer să merg în căutarea pisicului. Ha bă, că dăm speedrun acum. Sunteți nebuni? Ha mă, lasă-mă cu afișele tale. A, bă, iar vorbim cu boschetarul. N-am chef de el. Mă bucur. Nu e de bună. Dă-l, naivii, lasă-l. Uite-mă și la asta. Ne-am dau și eu vreo țeapă azi. Da, frate. Am întâlnit pisicul ăsta, blestemat. Dăm aici, de rătiță, pâine, nebunim. Nu-i că și când pot să aleg ceva, dar îmi place cum mă lăsa să aleg măcar. Vai, cât texte. Dar bine, și în jocul Codrin era la fel. L-am jucat ăla, dar nu l-am filmat. Niciul de cum l-am filmat, dar... Da. Bă, măcar l-am jucat. Opa, fata, Madalina. Ceau, mădă. Pa, mădă. Ne-ai făcut un ending. Șobolan de pădure. Nu mai avem ce face. Păi, m-am grăbit. Stai mă prostule, cum adică? Genul ăsta a zis că ne predăm, nu știu ce. Avem poțiune de la vrăjitoare. Zice Madalina, nu mă încredere în catul ăla. Decât să-mi omor propriu și cu mâna mea. Mai bine mă mănâncă el pe mine. Și așa mă de foame toată ziua ca asta. Trebuie să mă răzbun pentru toate zilele de foame pe care le-am îndurat. Pe toate bășini. A, oalea. Tot ce mi-ai făcut, iar după ce vom mâncăm pe voi, vom pune în aplicare planul nostru în cerirea lumii, miau, ha-ha. Ultimele cuvinte, îmi plac burgerii și mâncați. Ce? Te s-a capturat de pisicele malefice. După asta pisicele și-au pus în aplicare planul lor. Mai puțin 24 de ani aveai pisici în tot oraș și acum oraș se numește Pisicville. A fost adevărat, inclusiv Gavi și Madalina, dar de ce ai ales să te lași capturat dacă aveai poțiunea?
Rip Gabi și Mordelina în chat, băieți. Oare ce s-a întâmplat dacă folosești poțiunea? Ți recomandă să joci jocul. Da, frate, mi-am dat seama că trebuie să-l joc. Bun, chat, ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Eu am fost de eu, ca de fiecare dată. Vă salut și vă spun că... Nu știu. Dacă v-a plăcut, dați un like. Bine, nu zic eu asta cam niciodată. Da. Și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Și ce s-a întâmplat? Da, ce s-a întâmplat? M-ați urmărit, înțelegeți voi, nu, nu pot să vorbesc coerent, că sunt incapabil. Am fost de eu, vă salut și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Lol, ce faci? Ciao!